Se spunem că vrei să te duci în vacanță, undeva la munte, la țară, într-un loc ceva mai izolat, poate chiar la mare, undeva într-o zonă în care nu ai cablu, nu ai fibră optică, nu ai internet prin cablu, ce faci atunci? Ai două variante, internetul mobil de pe telefon sau altă soluție. Altă soluție este aceasta pe care vă prezentăm astăzi. Este un produs foarte interesant de la cei de la Orange. Este un dispozitiv intitulat HomeNet 4G, care vă permite foarte simplu, prin intermediul acestui router wireless, să aveți internet oriunde pe raza României și nu orice fel de internet, internet care asigură un volum de trafic între 80 și 160 de giga. Asta la abonamentele standard. HomeNet 4G la 12 euro are 80 de giga incluși, iar la 16 euro ai 160 de giga. 160 de giga înseamnă foarte, foarte mult dacă stai pe internet. Probabil nu vei reuși să-i termini într-o lună, așa că vei avea posibilitatea practic să ai internet oriunde, pe laptop, pe televizor, dacă e un televizor inteligent, pe orice dispozitiv pe care poți să-l legi la acest router. Am ales astăzi să facem unboxing-ul acestui router despre care vă spuneam. Este cel mai performant router existent în acest moment în oferta celor de la Orange, Flybox 4G Plus B525, un router produs de Huawei. Un router care îți permite să ai internet practic pe orice dispozitiv, așa cum vă spuneam. O să desfacem cutia să vedem exact cum arată acest router. Uitați-vă întotdeauna să aveți sigiliul bine prins, să nu fie desfăcut materialul, să nu fie desfăcută cutia, în așa fel încât să nu aveți un produs care deja a fost desfăcut, care a fost folosit. Ce avem în cutie? Avem un manual care ne arată foarte simplu cum se instalează acest router. Hai să ne uităm puțin. În zona în care se introduce SIM-ul, bineînțeles, atunci când faceți un astfel de abonament HomeNet 4G, veți primi un SIM, practic un număr de telefon care vă asigură accesul la internet. Practic este foarte simplu, introduce SIM-ul, conectați routerul la rețeaua de electricitate, introduceți o parolă și un user pentru rețeaua dumneavoastră wireless și din momentul respectiv aveți practic internet, puteți să legați un calculator, un telefon, absolut orice tip de dispozitiv care are conectivitate Wi-Fi. Așa arată manualul de utilizare, ce mai avem, informații de folosință și acesta este routerul. Foarte, foarte ușor, cred că nu are mai mult de 100 și ceva de grame. Iată-l. Indicatorul de semnal, indicatorul că este conectat, cred că așa se ține, da? Indicatorul că are conectivitate, nivelul semnalului, butonul de power, aici avem power, butonul care permite deschiderea lui, butonul de UPS, mufe, hai să vedem ce mufe avem, LAN-uri, 3 LAN-uri, 4 LAN-uri și un WAN, aici puteți să puneți inclusiv dacă îl folosiți acasă, de exemplu, puteți să puneți cablul de la internet și să-l folosiți acest router și pe postul router obișnuit. Are și acces la telefon și un mufă de USB, bineînțeles, încărcă zona pentru charger. Ce scrie pe acest router? Ne spune faptul că se încarcă la 12V 2A, faptul că parola și userul este cea clasică admin-admin, vă puteți selecta foarte ușor o parolă și un user după aceea, în așa fel încât să nu mai intre nimeni pe routerul vostru și pe rețeaua voastră de internet. Aici ar trebui să deschizi să poți să pui SIM-ul, da? E foarte, foarte simplu, uitați-vă și voi. Practic introduc SIM-ul acolo și apoi îl securizez ca să nu îl pierzi. Probabil. Bun. Ce mai avem în cutie? Încărcătorul și un cablu de internet
un cablu de router. Hai să-mi curesc ce fel de cablu de este acesta. Ne vom uita firește pe acest. E un FTP4 destul de bun pentru nivelul de semnal pe care îl oferă acest router. E un cablu care vă permite să folosiți internetul inclusiv prin cablu pe acest router. Routerul, bineînțeles, se leagă foarte simplu, se introduce cartela și practic el emite semnalul. Mă așteptam să aibă două antene, din păcate nu are astfel de antene. Sunt curios dacă avem manualul routerului undeva, să vedem puțin din specificații. Nu l-am văzut până acum. Să mai uit puțin prin informații. Ia să vedem. Safety information. Are inclusiv în limba română. Ce ne spune acest? Ia să vedem ce scrie la limba română. Produs Huawei. Wi-Fi. Activitate. Cum să-l punem? E, aici e interesant. Merge și pe 5G, adică are inclusiv conectivitate AC. Ce înseamnă acest lucru? Conectivitatea AC înseamnă că puteți folosi acest router la viteza maximă care vă asigură rețeaua Orange și în acest fel veți avea un semnal foarte, foarte bun. Eu am ales acest router pentru a-l conecta undeva într-o zonă rurală, acolo unde nu există semnal de prin cablu pentru TV și pentru internet. Am ales această variantă. Practic voi instala routerul acolo, voi introduce SIM-ul. Mare atenție cu SIM-ul. Înainte de a-l introduce în router, puneți-l într-un telefon și scoateți codul PIN. Este esențial să-i scoateți codul PIN și apoi abia după aceea să-l introduceți acolo. Trebuie să știți că în momentul în care l-ați activat, el primește semnal și acest semnal este valabil în limita 200 de metri distanță în jurul locației respective. Deci, practic, el primește semnal pe geolocație în zona respectivă. Dacă depășiți această zonă, dacă mergeți cu acest router în altă parte și îl folosiți, bineînțeles, veți avea semnal, dar veți plăti 2 euro în plus, o taxă specială pentru faptul că ați schimbat locația. E o măsură de siguranță pe care cei de la Orange au luat-o ca să poți să nu folosești acest router în alte locații decât acolo unde este el destinat să fie, adică acasă. Până la urmă, serviciul se cheamă HomeNet 4G. De ce este bună această soluție și mai puțin decât celelalte? Aveți, bineînțeles, varianta de la Digi, aveți varianta de la Telecom. De ce am ales varianta Orange? Pentru simplu motiv că la ofertă am plătit 16 euro plus TVA și am primit 960 și 300 de giga. 300 de giga pe lună nu ți oferă, pentru că era o perioadă promoțională, nu ți oferă practic niciun operator în momentul de față din România. Sunt foarte multe companii care îți spun că ai internet gratuit nelimitat. Internetul gratuit nelimitat înseamnă de fapt că ai un număr de giga pe care poți să-i folosești și după aceea viteza scade până la 128 de kilobits pe secundă, adică practic nu vei mai putea să folosești absolut nimic din interesul respectiv. Vei avea semnal de internet, dar practic nu se va încărca aproape nimic. Veți avea un internet ca acum 10 ani când făceam dial-up și intram prin dial-up pe internet. Ce mai primiți în cadrul abonamentelor HomeNet 4G? V-am spus, aveți între 80 și 160 de giga. Vitezele sunt 4G+, depinde foarte mult de zona în care vă aflați. Dacă sunteți într-o zonă urbană, da, veți avea probabil semnal 4G+, dacă nu 4G sau chiar 3G, depinde exact unde vă aflați. Are opțiunea Happy Night care vă ajută și e bine să știți lucrul acesta, ca între 12 noaptea și 7 dimineața practic să nu consumați deloc internet. Internetul este gratuit în această perioadă. Aveți bineînțeles și Orange Cloud-ul, aveți între 10 GB și 25 de GB de upload în cloud, să vă țineți fișierele și tot ce vă doriți voi, filme și alte lucruri de genul ăsta în cloud.
Și cost control inclus, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că veți avea, veți ști exact cât consumați ca să știți exact cum vă gestionați volumul de date pe care îl aveți la dispoziție. Abonamentele acestea HomeNet 4G pot beneficia, bineînțeles, de au inclus și MovieGo Unlimited și acces la canale TV și este un lucru foarte bun pentru că dacă aveți de plină un televizor inteligent, nu vă mai trebuie să vă culoați și o antenă dintre aceea de satelit pentru a avea televiziune, nu trebuie decât să folosiți un televizor inteligent, să intrați pe aplicația Orange TV Go și practic veți vedea pe televizor prin intermediul acestei conectivități la internet, veți vedea canalele respective de televiziune. Acolo, bineînțeles, în funcție de abonamentul pe care îl aveți, veți avea acces la 15 până la 100 de canale de televiziune. Deci, practic, aceasta e o soluție integrată, veți avea și internet, veți avea și televiziune dacă aveți un televizor inteligent. Dacă nu aveți un televizor inteligent, un Smart TV, așa cum se numește, puteți merge pe soluția unui Chromecast. Legați un Chromecast la televizor și transmite semnalul din telefonul dumneavoastră mobil către televizor și în acest fel practic vedeți pe televizor tot la fel programele TV, dar prin intermediul acestui Chromecast. E o soluție ieftină, foarte ieftină, un Chromecast costă în momentul de față între 200 și 350 de lei în funcție de versiune, dar este excelent pentru cei care nu au un Smart TV acasă sau au un Smart TV de generație mai veche care nu se mișcă foarte, foarte bine pe internet. Abia aștept să-l testez, să văd cum funcționează, dacă semnalul este într-adevăr la nivelul la care mă așteptam. V-am zis, nu văd niciun fel de antenă și acest lucru îmi ridică destul de multe semne de întrebare legate de rază de acoperire a acestui router, dar va fi interesant de văzut exact dacă este așa cum trebuie să fie, adică să aibă un semnal care să acopere măcar un apartament de bloc sau curtea și casa acolo unde vă aflați. Acesta este un scurt review al routerului de la Huawei, modelul B525S23A, un router care, v-am spus, vine în oferta Orange cu abonamentele HomeNet 4G.